Tena, știi cum e să mai zice mie încă așa de prieten, Zeus? A gândit-o pe asta, cât a stat? Mulțumesc, sunteți aici, au mai bun, Zeus. V-am dat bani destui să aflăm. Vorbim după. Ei depus pe rană și faci farmacie, nu? Păi, apropo, din numele ăsta, Bogdan, tu agăți cu numele ăsta? Tu fuți cu numele ăsta ceva? Dar trebuie să inventez nume. Îmi spuneam Dani înainte și pe afiș mă treceam Dani. Adică, ei, n-ar fi n-o fapt, zice Bogdan. Ce nu vreau de spirit, Dani? Păi, nu am niciodată în club la tipul să zică, băi, cum te cheam, Bogdan, bă, nume de voie, voi. Ar trebui să o plătesc să fac chestia asta. Da, serios. Singura tipă care am agățat cu numele ăsta o chema Crenguța. Avea numai decât caleta meu. Mă, chestia că m-am despărțit de ea, mi-am lăsat. Prietenii aveau glume legate de relația mea. Tot timpul spuneam, băi, Crenguța aia se cam îndoaie după cum bate vântul. Și vântul bate cam din multe direcții. Le aveam bune. Băi, o să fac o observație, nu e o glumă, deci nu trebuie să le distrăm. Nu, zona asta e de căcat. O stau aici cu apă, sunt Valdona și beau apă, faci-mi o poză. Ei, faci mic acolo. S-a prins. Sunt timiros. Băi, o să fac o observație. Ați observat că voi fetelor, dacă mergeți undeva și aveți ceva în colțul gurii, vă ies un căcat în colțul gurii, ce nu v-ați zice cineva suși pe ăla? Nu, aveți scuze la voi, spune, ai, de la ruși, de la luci de buri. Însă noi băieți, dacă ne cu căcat la gură, taie ne din pizdă. Bă, te la noi. Are? La tâncă dulce. Noi, la tâncă, taie ne din pizdă, bă. Da. Hai, dragă! Băi, deci noi nu putem să spunem că e de la roșu. E mai de căcat decât să dai nimic. Da. Băi, ok, hai să vă văd că sunteți foarte mișto în seara asta. Să aplaudă fetele de cine ne sală. Ce mă simțit! Aplaudă! Băi, de ce aplaudă? Să știi că ați îmbrăcat în roșu, nu e nicio aluză. Nu e făcut. Deci nu sunt... aplaudă ceva, fete, parcă, nu? Mai zi-o, da. Băi, nu se aplaudă... Nu, se trece o mână sus, fete, așa subtil. Nici o fată, Virginia, ce? De unde? Am fost în Roman. Era una. Tot în Londra, era una. Tot Roman. Tot Roman, normal. Băi, serios, deci nu sunt fete, Virginia, în sală? Sunt timide. Sau nu sunt? Nu sunt, cu siguranță. Nu, serios, deci de căcați chestia asta, fetele virgine. O să ajungă să facă muzeul fetelor virgine în România. Păi bun, o să intre acolo în muzeu și o să vezi, o să ia video și o să zic că acest exemplar este din anul 1970, avea 80 de ani când a murit și era încă virgină. Și ducă mai acolo, acest exemplar este din anul 2013, avea 8 ani și n-a vrut să riscă să o pierdă. Băi, a zis numai asta în Năvodari? Și erau cum, 8 ani? Băi, multe! Băi, ești prost? Merge la școală în clasa întâi. Păi băi, dar oamenii sunt extraordinari. Știți cum aproape? Sunt oameni din Năvodari în seara asta aici? Nu vreau să mă trezesc cu topor în cap. Nu sunt oameni din Năvodari, nu? Deci puteți ne băgăm pula în Năvodari în seara asta? Băi, serios, știi cum aproape oamenii din Năvodari? Să bine. M-a căcat pe mine. Păi vine Botoșan, văd destul de acolo. Dar asta n-am văzut. Hai, știu. Bun, hai să aplaudim băieții de gen în sală. Tu o sfuta la din Constanța asta aici, să cu aia la refute. Noi la treabă. Tu fuți? Nu, e las, e fute, sigur. Fut-o la bă. Da, tu. E când s-a găsut barul, n-ai putut să știi. Păi ce? O înțeapă când mă de acolo? Am
întreabă, ești... Nu, no, sunteți fraier. Uite, când ești fraier, când ai aplaudat la faza asta cu băieții de gen. Știi de ce? Pentru că sigur în toată sala asta era măcar una care aș zică, unde-i fătul în gură să-mi cer. Nu, no, fată, că le-au acasă, era Atena, le-au acasă și fătul în gură. O chem și mama să-i dea un gură. Ai pierdut acum. Mă risc eu de acum. Da. Serios, mâine te întâlnești cu prietenii tăi care n-au venit în seara asta aici și o întrebi, băi, unde ai fost? Cum te cheamă, apropo? Nu, zi, aaa, nu fi, bă, Angel. Nu, nu te iau, serios, și bă, după, ai, nici nu vrei să iau partea, bă, nu, bă, bă, bă. O să-ți inventez o lume dacă nu spui. Bogdan. Bogdan, asta e. Aia mă, că iau cu el tot atunci. Uite, nu, dar el ar fi mai amuzant. El e amuzant. Cum te cheamă? Dragoș. Foarte tare, vezi? Omul e deschis, ce problemă? Sunt din Atena. Da, iată. Mâine ce întâlneai cu prietenii tăi și pe voi, unde ai fost asta? A fost asta, la cramă. Și cum e acolo? Bă, e foarte fain. Știi de ce mergi, bei o bere, râzi, aplauzi și fuzi de rostelul. Ce să faci? Asta ești. Bun. Hai să intrăm puțin în altă sferă. Văd că sunteți veniți în cupluri, cu prietenii. Da. Vreau să aplaud de băieții care au venit măcar o singură dată acasă, pură de bea. Pură de bea. Așa cum mai pur? Lasă-mă pură. Nu știu să aplaud. Ești căcat, mă. E fumată, mă. Pras? Cine m-a pras? Dar e păcăit cu tot atunci. Uite, tot cu tot ce vreau. Dar ia o dată de să mă uit? Da, pe bun. Deci ați văzut? Pentru noi venim pur de peți acasă. Ne-ați văzut? Adică venim încărcat. Noi în Moldova e ceva normal. În fiecare zi. Nu e ceva normal. Bă, dar chestia că noi nu bem mult. Nu bem din cauza noastră că suntem alcooliști. Din cauza că avem mulți prieteni. Uite, sunteți voi, cinci băieți la o masă. Dă-o în cruce, am zis. Sunteți cinci băieți. Băi, creșim în oraș. Noi ne propunem să nu bem mult, ca să nu vinem acasă să vă luați de-am pula de noi. E faza că avem mulți prieteni și ne intrăm într-un club, uite, dragă, și nu e așa, te întâlnești cu un prieten, ai clar. Hai să dau o bea de ce folă, nu te numă. Și pe acolo, bă, te mai întâlnești cu frasul. Și să mai dea și el o bere. Te mai dești cu Mihai, dă și el o bere, după aia merge în mijlocul clubului și căcat. Deci ce folă asta pe cel? Și tot înapoi. Nu fii atent, și ești om politicos, știi, când ești beat. Și când te întorci înapoi, te întâlnești iară cu trasul și dai și tu o bere lui, frate, și el ții, știi? Ce pula, mă! Ce pula, mă! Dar ce este? Ce pula? Da, mama? Băi, serios, și faza că ajungem la un moment dat în afara clubului, căcat, beți, și îi propune, mă duc frumos lângă ea acasă, stau frumos, fac un duș, mă bag lângă ea, nici nu știi când am ajuns acasă. Asta e ce ne propune, după aia, dă-o în fundamentul. De fapt, știți cum e. Ajunge în fața blocului după două ore, stai în colțul blocului, ești pabul, tu ești stai acolo, două ore ți-a să ajungi acasă. Se pare atât de lung drumul, și că ajunge acolo pe treapte, te pui pe prima treaptă și aștepți să te ducă sus. Păi, ce pula mea e? După aia urmează a doua chestie, ajunge în fața ușii. Ușa aia e un nou univers pentru tine. Ești ce pula mea e ce? N-ai mai văzut niciodată. Și a treia chestie, băi, sușile alea cu trei încuietori? Adică, eu de-abia mă descurc să mă uit la ăștia. Băi, și chestia aia așa. Deci ăla care a făcut ușa asta cu trei încuietori era un mare la bagiu, s-a mbapt ăla. Ăla era trasul, deci nu futea nimic. Deci nu futea nimic, nici tu nu fuți. Acolo. Și a zis, la a trebuit să facă pentru noi ăștia, care suntem alcooliști, ușa comandă vocală, mai să mă afla. Fii atent, vreau, că ar fi genial. Am zis fața ușii, dar știi acolo, ușa se spomânce cu tine. Ce ne-i? Asta trebuie să fie o bere. Bă. Să fie o bere? O bere. Să fie după tine? Bă. Când o comanzi. A, nu. Și să zic că, băi, cine? Sunt eu. Fă-te-o scurt ceva de Moldovean, prost. Ai bine, acasă. Aici, în casă.
Și urmează cea mai grea etapă, tot pe părerea mea, când intri în casă, descălțat-o. Bă, dă-o, până, vezi că am picioare dragoste. Dacă mă fac până în seara asta, așa doar două zile. Serios. Băi, și știi momentul ăla când încerci să te descalci? Eu cred că am 1,90, cred că. Tu dai seama cât drum am de parcurs până jos? Deci mai am cu toate. Știi, că ești la fel. Băi, și știi, tu stai cu prietena ta, stai împreună cu ea? N-ai prietenă? Am, dar nu stau. Dar n-ai luat-o în seara asta, stai nimeni cu oameni. Atunci stau cu Bogdan. Ești Atena. Știu, dar cred că știi chestia aia, nu știu dacă ai stat cu ea în prost. Și când aproape ajungi pe distanță, apare ea tot timpul și-a prinde becul pihor și te prinde cu cea mai nașpa poziție acolo ește și, băi, fă-te-o scurt și amate mi-e beat acasă. Dar stai cu maica în timp. Aia, nu prea fost. Și momentul ăla când... E tot rău, deci, ea te susține. Dar nici ea nu pute. S-a prins, mersi mult. Mă dă-mi nimic. Aș cu aia, nu știu. Când ați arăscut barbă, mă păcălești? Ce drag. Era la știri zile trecute. Ai fost în Maslui? Ai luat trei barbă, dar băi, nu știu cum ai reușit. Știrile de la la 5. Ha? Știrile de la la 5. Da, exact. Și tu te-ai văzut, dar nu mai seamănă cu mine. Băi, și apare ea. Și ai văzut gestul ăla, că nu stai cu ea. Ce până mi-a vorbesc puțin. Și... te caută în buzunare, îți bat dacă i-ai dus ceva, eu pățesc chestia asta. Și dacă nu i-ai dus nimic, ai venit pula cu aia. Te lasă acolo încălțat, sau încălcat, și pleacă. Și tu rămâi ca un prost acolo. Ei, iubită, la anul ajungi și plec, mă descalță. Și nu te ajută, pentru că doi la mână, pentru că nu i-ai dus nimic, îți pot picioarele cu aia. Nici tu nu te-ai descălțat. Nici tu nu te-ai descălțat. Și e serios. Băi, eu am făcut o chestie inteligentă la un moment dat, m-am făcut așa, puțin beat, nu eram beat, beat. Și m-am dus acasă, am descuiat ușa, băi, poți, crede-mă. Poți. Dacă bei cu turtă dulce, poți. Care ce rezonanță treaba cu turta dulce și băutura? Ba da, are. Dar nu se referă la turtă dulce. Ba da, cum vezi? Se referă la tine. E fiul. Și iau mai ușor, exact, iau mai ușor turta dulce, îngrașă. Băi, și am făcut chestii și pe cameră. M-am bătat așa puțin, nu prea talis, mă toripilez. Și m-am dus acasă, m-am descălțat și m-am pus adidas și frumos acolo și apare ea din nou, știi tu, Cristul, și-a prins pe și zice, băi, ea e nimic acasă. Și zic, bă, m-am descălțat. Am alintat-o puțin. Bă, 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 bă. Băi, tu, de exemplu, ai prietenă? Nu. Urmă. Na, nu dar e prun. Nu, ajung și acolo. Ai o ții mai târziu ca să-i dau headshot. Triple kill. Exact. Și, băi, știți că noi... Deci, hai să-ți aplaudi cu ăștia, cu cuplurile care stați împreună. Stați, deci să te scupi, stați împreună. N-ați luat de voi cinci. Aici, aici. Deci, să aplaudi. Cine stă împreună? Sunteți cu plâni seara asta aici? Eu singur, fraier. Nu, ea nu poate să aplaudă. Așa, deci tu cu ea. Voi doi. Atât. Moldovenii nu sunteți împreună seara asta? Ai aplaudat rusa. Deci el din colț cu cine-i cu plâni? Cu ea din mijloc. Vă stă bine împreună. Ok. Să aveți copii frumoși. În curtea școli. Exact. Ai grijă ce faci acum. S-a dus, am mai dat tot dulce. El stă la cântă, dar tot de dulce dai. Băi, noi când stăm împreună cu voi femei, voi aveți o chestie. Tot timpul vă... Băi, deci aveți un stil să-mi bat picioare. Când noi dăm să ieșim la o bărie cu băieții, punem la plan să apăreți voi tot timpul. Ei, dar unde ce-o, 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 ce-o. Așa, frate. Băi, și trebuie să le spui unde te duci. Mă duc cu băieți la o bere, mă duc la Stas Cafe. Ei, o polă, te duci pe asta. Știi eu ce faceți voi acolo. Băi, drău, am pula mea, bea o bere. Și într-o zi am făcut o chestie șmecheră, zic eu. Și mă duc acolo în ușă și aștept să apară diavolul.
și stăteam acolo și vine ea, ei, dar ce faci? Unde duci? Și zic, mă duc de oameni cu băieți. Ei, dar unde? 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 Zic, la biserică. Foarte frumos. Și zic, dar nu vrei să știi în care? Ei, hai să spunem în care. În biserica, mă, de ei. Băi, n-am vorbit două săptămâni cu mine. Știi ce bine? Faci și vrei, coinca. Te piși unde vrei, o sfidezi. Te uiți la aia, uite ce fac. Nu spui nimic, nu? Și nu spui nimic. Au ambiții. Băi, băi, am căutat soluții, ce să fac ca să pot să plec de acasă. Și am găsit o chestie. Mi-am găsit un prieten de mami, hai, avea 35-30 ceva de ani. Și stătea cu măsa care avea 70 de ani. Într-o garsonieră. Băi, filmul perfect, te duci să stai pe ăla acasă, să faci ce vrei. E? Nu e așa. Băi, dădeam să ies din casă, nea, ei, dar unde-i duci? Bă, tu să bea o bere, unde, unde? La Mihai. Ei, las că știu ce faci să fie acolo. Bă, dă-o un tur. Băi, stă cu măsa. Are 70 de ani, dacă fac un gest brusc, cum are aia? Sau crezi că mă duc la Mihai și spun, Mihai, ești afară din casă. Hai, dar de ce? Vreau să o făd pe mă ta. Hai, dar are 70 de ani. Băi, am multe de învățat la ea. Băi, și face multe chestii pentru voi, să-mi bag picioarele la un... Eu sunt slab și o să vă zic de ce să stau mai încolo. Fumezi. Nu fumez. Fac multă la... Exact. Nu, nu recunosc și o să-ți spun. O să-ți învăț multe chestii în seara asta. O să mulțumesc chiar dacă ai barbă. O să-ți spun să o lavă seara asta. Te învăț, o să-ți zic trei chestii mai încolo, esențiale. Despre futu sau lavă? Lavă. Hai că ești prieten de interesant. Stai, cum ai încolo la mă? Lasă și-a deschis să mă auzi. Se aude, nu? Că țip, ca prost. Băi, și eu fiind slab, la un moment dat m-am gândit, hai să fac o surpriză prietenii mele și m-am dus în 2003, că să fim în Constanța, în fola mea, și mă duc și iau un budita mai buchetul de trandafir, că zic, băia, atent, deci aduc flori. Cine le dau? Da, bine ați venit. Băgăm vas în mirese. Vrei să fii mireasa? Da-i o bere. Da. Coare, fii atent. Băi! De prinde ursul. Mi-au dat ursul rău. Băi, i-am luat o dita la buchet de trandafir și fii atent ce stil au femeii. Deci mă duc acasă, stau la etajul 3. Și urcurita mai buchetul la fi. Eu fiind slab, vai de pula mea, că aveam o cap până sus și n-am în fața oșii, eram așa, bag la oșul frumos, ies ea și scot din mai buchetul la fi și dau iubită pentru tine. Ai, dar nu trebuia. La crapul la 3. După aia zice și că, hai spune-mi ce vrei de fapt, vrei să-mi fute-mi sau vrei să-și băieți la o bere. Am un stil să mă... Nu-i mai las nimic. Nu-i mai las nimic. Băi, am un prieten. Știi ce făcea? L-am sunat o săptămână, nu răspundea la telefon. Și m-a întâlnit de el pe stradă după aia. Și îmi trebuie, băi, dar ce-i pățitei? Că nu mai răspundea la telefon. Și că eu am fost cu prietena mea în Dubai. Bă, dau, pula, măi. Eu am fost din 2003 sau duce în Dubai. E diferență de la noi, tot. Da, frate, și după o altă săptămână, iar mă întâlnesc cu zic, băi, dar ce face? Unde ai fost? Aia, am fost la Paris, cu ea, bă, doamna, pula, aia. Și zic, băi, ai futut-o în cap, că e aproape. Le-am aflorit o mistrește. Și că aproape, cum că ar veni chestia asta, frate? Vă gândiți, deci cum mergi chestia? Deci erau acolo în Paris, dezbrăcați amândoi, și era piste acolo și acum gata, o fut. Și aici, hei, dar ce faci, băiatule? Stai că n-am văzut Viena. Nu, chiar că n-am văzut-o. O să mai văd. Da. Băi, serios, deci facem multe chestii pentru voi, femeile, dar degeaba. Băi, apropo, eu sunt singur acum. Și-o zic pe parcurs că sunt singur, poate să leagă ceva? Poate, Ivan! Nu pot! Zeus! Zeus! E singur! Stă cu maică-sa! Eu
Dar am zis ce fac eu cu prieteni. Mama e mai tânără. Are 20. 20 mai tânără? Ce dracu, vitregă, nu? Și tu mai mergi la ea din tânără. Ce-a să facă, la războie? Ce dracu? Păi, mai cea cu moldovenii suntem ciudați. Nu, no, frate, ia uite. Mă, s-are 20 de acum, pune. Da, mă. Băi, sunt singur, sunt singur. Și acum am venit la chestia cu lapa, o să trebuiți câteva chestii. Băi, stau de ceva timp singur și vreau să zic că am stat singur. La un moment dat am crezut că eu am inventat lapa. Îți milos picioarele tare. Îți dai seama dacă mi-am și legat ăștia aici sus? Să nu iasă. Singur. Da, nu. Eu beau mult de aia. Și fut nașpa. Cine vrea să încerce? Da. Băi, serios, deci apropo de labă, deci eu am stat singur. Și când am stat singur, noi băieți când stăm singuri știți ce facem. Azi nu ne ascundem acum. Rupem labă în două, adică... Rupem stilul la labă. Fii atent, că ai multe învățări. Ești singur, cred, eu sunt singur și am învățat la alții. Băi, vreau să spun că mi-a dat atât de mult la labă în ultimul timp încât sunt expert. Dacă știți o olimpiadă la care să mă trimiteți, vă aduc aur în țară, să-mi fac ceva. 100 de metri gardă mă vede acolo, de semnul ăla, pe sub pământ, în nord. Băi, și mi-a zis un prieten la un moment dat, oi, am știut undeva, nu mai știu, ci că de la multă labă îți albește părul. Tare, și îți albește părul, credeți-mă, am văzut. Băi, credeți-mă. Deci, nu, așa. Deci, mi-a dat de mult la labă în ultimul timp, încât, dacă era adevărat că chestia asta, anul ăsta, aș trebui să fiu Moș Crăciun. Te controlezi de fire. Băi, și am descoperit trei poziții, noi. Sunt inventate de mine. Ia o imește. Fii atent. Le-arăți? Fii atent. În particular. Poți să nu ești mai tare, de-a ai grijă.